Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Începe deșteptarea, atenție mare în trafic, nu vă grăbiți. Da, bună dimineața pentru cei care v-ați trezit mai târziu. Vorbeam înainte de știri cum producătorul nostru Adi a întârziat astăzi, a ajuns cu sufletul la gură. Pentru că a întârziat față de o zi obișnuită, că a venit la timp. Față de, da, e un băiat tipicar și are ceasul ritualul lui. Da. Adi nu întârzie niciodată. Exact, azi a întârziat 7 minute și era exasperat. Că a prins toate semafoarele pe roșu, în special pe bulevardul Magheru. Păi da, mă, așa se întâmplă de fiecare dată. Care nu crede să mai cheamă Magheru, dar mă rog. Magheru se cheamă. Magheru se cheamă. Tot Magheru e? Da. Da, ce tare. Da. Nu-i nimic. Și ziceam că și mie mi s-a întâmplat când prinzi o serie de asta, prinzi 1, 2, 3 semafoare pe roșu, știi că până la capăt o să le prinzi pe toate, 10, 20 câte sunt, și pe Iuliu Maniu, și pe Magheru, pe bulevardele mari în general. Eu nu știu de unde știu semafoarele pe unde o luăm noi, de se fac roșii, știi? Și am încercat toate trucurile, să merg foarte încet după ce plec de la semafor, să merg un pic peste viteza legală, gen 80. Nu, cred că... Orice, numai să le prind și eu, după aia pe verde, să nu le mai prind pe roșii. Și am întrebat pe ascultători ce-i de făcut. Da. Înainte să difuzăm mesaje, eu cred că în camera aia unde se monitorizează traficul în București, traficul auto, la asta mă refer, că alt trafic nu cred că se monitorizează. Și sunt pune rușile manual. Da, și sunt dimineața să plictisesc băieții. Zic, ia mă, hai, ce mașină are? Ia uite, Toyota Lila. Asta nu e Luca. Ia fii atent, mă, că se apropie de intersecția cu Lizean. Ia dai roșu. Ia uite cum a frânat, mă, ca la nenea. Bagă verde pe celălalt. A plecat, da, bagă roșu acum. Din mesajele pe care le-am primit, pare a nu avea rezolvare această situație. Da, hai da, să măcar, că măcar sunt. Le ascultăm. Salut, băieții! Neața bună! E simplu, băieții mei. O nu schimb ruta. E pe altă parte, nu? Nu să mai e pe altă parte, că problema e că te luți cu că speranța. Semaforul știe. Deci oriunde te duce, semaforul știe, se face imediat roșu. Aici e genul ăla de speranță pentru cei care merg cu autobuzul, știi, când întârzi autobuzul. Da. Și stai și domnul Andan nu-ți mai permiți să pleci. Că exact. Zici, băi frate, am stat aici, am investit 20 de minute în stație. Dacă plec acum, apare autobuzul, știi? Așa e și cu semaforul. Nu se poate, am prins 3 semafoare pe roșu. Uh-huh. Nu pot să mai schimb ruta acum, că dacă e, celălalt e sigur o să fie verde. Ia să mai vedem. Bună dimineața, băieți! Pe Magheru, singura undă verde este de la nord la sud. De la sud la nord, niciodată nu se prinde undă verde, nici noaptea. N-are cum, domnule. Niciodată. N-are unul cum. Tot îl prins. Nu era poftim, dar n-are cum. Ba da, are cum. Păi, dar semafoarele sunt pe axa nord-sud, sunt o față spre nord, o față spre sud. Păi da, dar le invers. Și ce? Tu te oprești la roșu. Așa. Și vezi că în față e vers toate. Păi nu, dar el zice că unde asta verde este... că invers? Nu, zice că unde verde este nord-sud. Deci dacă vini spre Băneasa și te duci spre Șincai cum ar veni, da? Ai verde. Dar când tu treci într-o parte, aia din sens invers vin și ei. Adică nu se pune să ai numai tu înainte și aia pe sens invers nu, aia stau la semafor. Poate se pune gen cu o secundă, două mai repede. Nu, bă, dar fii atent, știi unde mai sunt probleme, ne scrie cineva, pe Buzești Berzei. Peste tot sunt probleme. Și bună dimineața, Buzești Berzei este spaima șoferilor și a bicicliștilor, care respectă codul rutier în paranteză. Pedalez zilnic spre și dinspre muncă pe acolo. Destul de des mi se întâmplă să prind majoritatea semafoarelor pe roșu. În 4 ani de pedalat, o singură dată am prins verde din Victoriei, Buzești, Berzei până la Parlament. Ne scrie Gabi, îți dai seama cu ce viteză merge? Cine a proiectat sistemul de semafoare pe Buzești, Berzei, unde este pista de biciclete? Probabil că era un automobilist convins. Și a zis, da, pista de biciclete, ia să-i punem pe ăștia să frâneze, să pornească în permanență. Pe calea Victoriei se circulă foarte bine cu bicicleta, da. E totul sincronizat. Ia, mai avem. Ia. Bună dimineața, băieți! E foarte simplu, Luca. Treci pe unul pe roșu și după aia le prins pe toate pe verde. Băi, apropo de asta, ia, să știți că... O zi bună. Gigi Popescu, București. Să treci, Gigi. Mulțumesc, Gigi. Poate mergi, Gigi. Auzi, dar să... eu am văzut din ce în ce mai mult, nu știu, sunt uluit în București, se trece pe roșu... Din ce în ce constant, mai des. Da, serios, sunt mirat. Adică, dar oamenii nu mai au nicio... Să zici că... Știi, se gândesc, se feresc, aiurea, e roșu, nu-i nimic. Intră, se vede, dacă se vede intersecția, pac, trec. Am văzut câteva cazuri în 2 săptămâni, mi s-a părut uluitor. Eu n-am mai văzut echipaje de poliție pe stradă. Uh-huh. Era, de exemplu, poliție permanentă, aproape la sediul MEAI, acolo, la Ștefan cel Mare. Uh-huh. Da? E acolo să vadă șefii. Da, nu mai e nici șefii. Acolo. Au acolo este o debandadă după amiazat, uh-huh. De-a capul, că vin de pe poloană mașini, e...
coloană perpetuă, practic, și se blochează intersecția în continuu. Trec pe tot așa, vorba ta, e roșu, dar pe oamenii ia capul că n-au putut să treacă pe verde și trec pe roșu. Aha, poate că, cine știe, polițiștii au treabă, nu mai stă acolo, stau să-l trezească pe domnul Bode. Păi nu care mai sunt am un mesaj acolo pentru polițiștii de la rutieră. Luca pleacă la 10 azi. Da. Puteți ieși să vă vadă. Rămâneți în cazarmă. Auzi, păi, Luca, păi probabil pentru că nu ești meseriaș, de-aia le prinzi pe roșu. Meseria. Că știi cum e ăla cu meseriașul? Dacă nu-ți povestește Vlad, bancul. E bancul cu meseriașul. Nu știi cum e meseriașul? Nu. Ăla care ia un taxi și taxiul trece pe roșu și ăsta se sperie și zice, băi, nene, ești nebun, lasă-mă că sunt meseriaș. Mai trece pe un roșu, băi, sunt meseriaș, meseriaș. În fine, vine un verde, pac, frână ăsta cu capul de parbriz. Păi ce faci, mă, nene, e verde? De ce nu treci pe verde? Păi să nu vină un meseriaș din partea cealaltă. Da, e fel, fac, nu știai? Nu. Hai că mai avem. Ia. Bună dimineața. Nu asta, uite asta. Bună dimineața. Cred că ca să nu mai prind semafoarele roșii, da, în primul rând, condiția e să nu te grăbești. Dacă nu te grăbești, o să le prinzi pe toate verzi. Dacă te grăbești, o să le prinzi pe toate roșii. Luca, George din București. Fulgerul Lidiachiu. Așa e, măi, George are dreptate. Ce te grăbești? Că adevărat că dacă nu te grăbești, nici nu remarci că le-ai prins pe toate. Exact. Dacă te grăbești, atunci e Murphy. Da. E simplu. Și mai avem unul. A, păi e simplu, măi, băieți. Mergeți cu metrou. Bun, asta ai văzut. Sunt multe mesaje care îndeamnă. Și eu merg cu metrou. Burjuilor. Da, luați autobuzul burjuilor. Eu plec de acasă la 5.20. Și ce, nu merge metroul la 5.20? Atunci pleacă primele rame. Am mers de vreo 2-3 ori cu metrou. Trebuie să și schimb o dată. Și ce, e frig că nu e încălzit sau cum? Întârzi puțin. Nu, că-mi place. Eu în rest ajung acasă după radio. În general sunt țeavă acasă, la 11 sunt acasă, am parcat și eu nu mai mișc mașina. Oriunde am de mers, merg numai cu metrou sau pe jos. Problema e că sistemul de transport în comun e, nu știu cum naiba, așa complicat și confuz organizat. Eu când stăteam în București, ca să ajung la redacție, trebuia să schimb 3 mijloace de transport în comun. Asta v-am să spun, că eu n-am deci, cu ce să ajung. Făceam, bă, nu puteam, nu aveam, trebuia să schimb 3. Și făceam o oră cu autobuzul, tramvaiul și metrou, dacă era, sau 50 de minute cu mașina. Ce să alegi? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.